O familie nevoiașă trece prin momente cumplite. În doar câteva secunde, casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări violente din cauza neglijenței și a inconștienței. La momentul actual, aceștia nu au un acoperiș deasupra capului și trăiesc din mila vecinilor. S-a petrecut o adevărată tragedie în satul Băltanele, Comuna Greci. Familia Neagoi, din care fac parte 5 suflete, printre care și o minoră, își strigă durerea după ce casa în care locuiau a ars din temelii. Se pare că totul s-a întâmplat din cauza unui incendiu de vegetație uscată care nu a fost supravegheat. În continuare, cetățenii nu înțeleg gravitatea acestor acțiuni care se pot solda cu pagube materiale însemnate și chiar pierderi de vieți omenești. Pompierii în cadrul ISU Mehedinți au intervenit vineri, 6 august, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a izbucnit la vegetație uscată pe raza comunei Greci și s-a extins la o casă de locuit și două anexe gospodărești. Pentru localizarea și stingerea acestui incendiu a fost nevoie de 30 de pompieri, care au intervenit cu 6 autospeciale cu apă și spumă. Incendiul a cuprins aproximativ 70 de hectare de vegetație uscată, viță de vie, s-a extins la o casă de locuit și a cuprins și două anexe gospodărești, dar și câteva animale. Incendiul a avut ca și cauză probabilă de izbucnire folosirea focului în spații deschise, fără luarea măsurilor ce se impun în această perioadă caniculară și de secetă prelungită. Familia Neagoe nu avea o sursă sigură de venit, ci își câștiga traiul doar din ce munceau cu ziua, crescând animale și ajutând oamenii prin sat. În acest moment trăiesc la mila vecinilor și a celor care au început o strângere de fonduri pentru refacerea casei, dar și pentru strângerea de lucruri de care au nevoie și pe care le-au pierdut în incendiu. Dacă doriți să sprijiniți familia Neagoe și să donați bunuri sau bani, o puteți face la punctul de lucru situat pe strada Plevnei, numărul 37 din Drobeta, Turnu Severin, dar și în contul bancar afișat pe ecran.